La 100 de ani de la Unirea cea Mare, în comuna Corbi, de pe Valea Râului Doamnei, s-a reușit să se facă un prim pas de unire cu Basarabia. Pentru locuitorii Mușcelului a fost o zi istorică. Primarul Virgil Baciu și Anatolie Doibani au semnat acordul de înfrățire între comuna pe care o păstorește și comuna Baimaclia din Republica Moldova. Cu această ocazie s-a pecetluit declarația de unire a Basarabiei cu România. Noi încercăm prin această declarație de unire pe care o semnăm și ne o asumăm împreună cu reprezentanții comunei Baimaclia din raionul Căușenii, Republica Moldova, să marcăm centenarul, momentul, 100 de ani de la Marea Unire și în același timp, prin această declarație, să dăm speranță și curaj atât celor românilor din România, cât și românilor din Republica Moldova. Da, mai sunt câteva zile și în 27 martie 1918, Sfatul Țării de la Chișinău a votat declarația de unire. Adică suntem la câteva zile de la acel moment important din istoria românilor și a României mari. A fost greu să ajungeți aici? Foarte greu nu, dar a fost, să zic așa, oarecum un drum bine pregătit. Pentru că noi, Comuna Corbi, am început cu primele contacte care le-am avut cu aceste comunități din Moldova, din Basarabia, au fost în iarna lui 2016, la începutul anului, unde la o conferință comună a aleșilor locali din Moldova, Basarabia și România, am stabilit contacte. Atunci am stabilit contacte cu trei primari din Moldova, cel de astăzi, Anatolie Doibani, cu care m-am înfrățit din Baimaclia, cu altă primărie, Vasilcău Soroca, și o altă primărie, Rădulenii Vechi, din Rădulenii. Ei, funcționează foarte bine aceste înfrățiri, special Baimaclia și Vasilcău, după care, eu fiind un unionist convins și ca dovadă că orice acțiune sau orice eveniment organizat, meeting și așa mai departe, de către acțiunea 2012, al cărui președinte este George Simion, un unionist înfocat și foarte, foarte bun român, am participat chiar și cu copiii din Corbi. A fost prima lor, să zic așa, participare la un asemenea eveniment. Repet, încercăm să fim înainte de 27 martie să avem această declarație semnată și pe lângă această declarație astăzi mai semnăm și acordul de înfrățire, de fapt ratificăm acordul de înfrățire între cele două localități. Iar pe baza acestui acord, în ultima ședință de Consiliu care am avut-o, Consiliul Local mi-a aprobat chiar un sprijin material, nu e foarte mare, dar pentru ei este un, să zic așa, un sprijin care poate ajuta, de 30.000 de lei. Alături de primarul comunei înfrățite, Baimaclia, Anatolie Doibani, în inima Mușcelului, la Corbi, au fost prezenți reprezentanții ai comunității de dincolo de Prut. Ce înseamnă pentru frații din Basarabia semnarea acestei declarații, aflați în ceea ce urmează. Pentru mine personal, înseamnă un mare eveniment. Eu am luat vorba de strămoșii mei, ce au pățit ei cu Imperiul Rus. Eu sunt născut, am în sângele meu să lupt cu acest zărat, să fac unirea. Și am să lupt până la urmă. Am acum emoții, sunt foarte bucuros ce s-a întâmplat azi. Trăiască România Mare! Tot aici a răsunat pentru prima dată în 100 de ani un nou imn al unirii, de data aceasta cântat de un tânăr din localitate. La eveniment au participat primari din localitățile Mușcelului și Argeșului, care au ținut să fie aproape de colegul lor, Virgil Baciu, și să pună și ei o piatră la temelia unirii prin înfrățirile pe care le vor face cu localități din Republica Moldova. Dar nu au lipsit nici oameni politici care vor duce în Parlamentul României mesajul de unire al celor doi primari.